Dan urmează meciul cu Dinamo Auto, cum e atmosfera la echipă, cum merg pregătirile pentru meci? Echipa este gata totalmente pentru acest meci și cu toții ne dorim victoria, suntem pregătiți și sper că în meciul de sâmbătă să obținem cele 3 puncte puse în joc. Da, dacă să vorbim despre motivare, Dinamo Auto luptă pentru un loc în cupele europene, da? Zimbru are un avans de 10 puncte față de locul 4, cum crezi? Ar putea fi asta un plus pentru Dinamo Auto și un efect negativ pentru Zimbru? Nu, eu consider că noi suntem la fel de motivați pentru a obține aceste 3 puncte, fiind pentru noi continuă lupta în continuare pentru locul 2, spre exemplu, locul 1 în campionat. Noi nu ne dăm bătuți. Câte meciuri mai sunt în campionat, noi pentru toate vom fi gata la 100%. Da, la ce ar trebui să aștepte suporterii care vor veni la meci de sâmbătă? Sper să vină suporterii la meci de sâmbătă și eu le promit că va fi un meci frumos. Zimbru va fi mereu un atac și se va strălui să marcheze cât mai multe goluri. Cine consideri cel mai periculos jucător de la Dinamo Auto? Dinamo Auto au o serie de jucători buni care formează un grup puternic și să evidentez un jucător minunat n-aș putea. Eu consider că Dinamo Auto este o echipă bună ca colectiv și împreună muncesc și au rezultate care le-au avut până acum. Dacă puteți să ne spui, care poate fi cheia succesului în meciul de sâmbătă pentru noi? Cheia succesului este să respectăm toate cerințele care ne le-a spus domnul antrenor, fiindcă el știe care e cheia succesului și dacă noi respectăm tot ce spune el, noi vom obține victorie.